casa copilăriei tale. Vreau să mă porți de mână în casa ta, să-mi spui cum arăta. În casa mea când stăteam singuri sau când ne-a băgat Ceaușescu când și vecinii? Când m-a băgat Ceaușescu cu vecinii? Păi, două dintre camere erau ocupate de o traducătoare de limba rusă din televiziunea română, o casă mare, 180 de metri. Da? Urcăm. Scările în dreapta erau două camere care erau ale, una a lor mei și una a mea. Da. Și în față erau două camere cu corespondent între ele, da, în care locuia această doamnă traducător de limba rusă, Galina, din televiziunea română, din fericire. A fost să fie intelectuală și la ea, ea având o fică studentă la regie, n-am să spun cine, că nu cred că ar fi frumos, adică nu mi-a îngăduit cine aș vrea să spun, dar cunoscută, pot să spun că în casă erau tot timpul actori, tineri studenți la teatru. Cred că de mulți ai auzit, gen Adrian Pintea, cam asta era generația și cu ei am copilărit. Adică mi-amintesc că într-o dimineață eram mică și nu știu de ce făcusem pe mine în pat, mică, știi? Și mă duceam spre baie așa cu pantalonii supărate și Pintea era în bucătărie și ce ai făcut, Mara? Nu m-am făcut pe mine. Și m-a luat, m-a schimbat, m-a spălat, cam asta era. Vezi, n-a fost trist, chiar dacă ne-a băgat alți oameni acolo. Iar în ultima cămăruță, pentru că apartamentul avea 5 camere, stătea domnul Faibiș, un evreu, care muncea de acasă, făcea pungi. Și lipea niște pungi. Știi? Pe vremea, pungi de, nu știu, se puneau mărțișoare, habară, el era un munte de om, nu-i plăcea munca. Și făcea pute, toți trebuia să muncească pe vremea lui Ceaușescu. Și el în cameră la el lipea cu aracet niște pungi. Și eu îi ziceam, dacă îmi dai 50 de lei, ți le fac eu. Câte pungi trebuie să facă? 100. Și mi-a dat 50 de lei și eu îi făceam pungile, știi? Ai mei aveau foarte mulți prieteni. Mergeam, erau tot timpul petreceri. Eu asta mi-amintesc despre casa copilăriei mele. Tot timpul târziu, noapte, erau petreceri. Mama făcea niște mărgele pentru fondul plastic, de fondul plastic ai auzit? Făcea niște mărgele din aracet cu făinele, vopsea cu galus pentru, și le vindea prin fondul plastic. Tot timpul erau oameni la noi în vizită, în general din lumea artistică, pictori, scriitori, actori, nu mai zic că erau vecinii de așa natură. Tot timpul erau petreceri, iar eu eram în mijlocul adulților. Îți găsești menirea cumva în jurnalism? Da, da. Ales să pleci cumva în teatră de operațiuni? Da. Am făcut presă scrisă înainte. Dar când ai ales să pleci la război? Abia așteptam. Dar de ce? Pentru că cineva trebuie... Am simțit... Eu lucrasem pe poliție. Eram reporter acreditat la Ministerul de Interne deja de 7 ani. Și era prima oară când auzeam de un astfel de eveniment de război internațional, se punea problema să plece reporter de la noi și cine să plece altcineva. M-am dus la Cristoiu, i-am bătut la ușă în redacție și am zis vreau să plec și zice da, știu un Irak. Nu știu de unde știa. Ce sigur, pleci, dar uite, șeful era Prigoane. Ce nu vrea să dea și operator. Că a zis că e camera scumpă și că o pierdem pe acolo. Și am plecat cu camera lui Cristoiu, cu camera atât, Sony. Mică, de buzunar. Și am filmat singur. Asta în prima deplasare, în timpul războiului. Și am stat o lună jumătate. Am primit un premiu când m-am întors. Eu am transmis de acolo. Eu n-aveam nici laptop, n-aveam nimic. Un telefon din ăsta prin satelit și atât, Iridium. Și n-aveam nicio percepție despre cum, în 2003, da? Cum sunt primite... Imaginile pe care le transmit eu, cum sunt transmisiunile mele și am primit un premiu cel mai obiectiv corespondent de război. M-a uns pe suflet și am înțeles după aceea că de fapt eu transmitam despre oameni, ceea ce vedeam acolo. Stăteam într-un hotel care se chema Palestina. Toți ziariștii acolo stăteau. Pe jos, pe hol, acolo dormeam. Ziua veneau irachieni, locuitori ai Bagdadului, cu hârtii în mână, știi? Veneau la soldați și la noi. Vreau să ne dea acele hârtii. Și eu am strâns vreo 700 de hârtii. Erau numere de telefon din toată lumea. Și ne rugau, fie în arabă, fie în engleză, să sunăm la familii. Să le spunem, Mohamed e bine, Fatima trăiește, știi? Și am plecat de la război cu mașina, am ajuns în Aman. Aveam doar un rucsac la mine, în care erau două perechi de chiloți și, că n-am avut schimburi, și acele hârtii.
Și de la hotel am sunat de pe fixul hotelului, că mi-a venit 2 miliarde de plată, erau foarte mulți bani atunci. Am sunat toate familiile astea, printre lacrimi, pentru că la capătul firului, în toate colțurile lumii unde dădeam telefon, erau lacrimi. Că primeau vești de acasă, de la rudele lor. Erau emigranți irachieni, stabiliți prin toată lumea, din Noua Zeelandă, Australia, Europa, Belgia, nu știu ce, și sunam și spuneam, am acest bilet, l-am primit de la familia dumneavoastră în Bagdad, sunt ziarist și vreau să vă spun că Mohamed trăiește. Le aduceai viață. Le aduceam viață. Și vă dați seama ce... Poate de aia, nu știu, m-a și ținut Dumnezeu în brațe, așa că oamenii s-ar fi rugat și pentru mine, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Nu știu, cred în gândurile bune ale oamenilor, știi? N-aș fi putut să stau fără să dau telefoanele alea, mă crezi? M-aș fi simțit vinovată toată viața. Că deja nu mai vorbești de glorie la televizor în situații de astea. Nu mai contează să te vadă lumea că transmiți tu cu vesta antiglonți, că am văzut și cazuri de astea de jurnaliști, nu vreau să... Mă, Dumnezeu, eu am zis mereu treaba asta, El are cel mai bun remene de pe pământul ăsta și vede ce e în noi, adânc în noi, dincolo de ce ne iese în gură. Pentru mine, mă crezi, contează în momentul ăsta puțin ideea de a apărea la televizor? Ce mai trebuie să demonstrez eu? Față de mine, nu față de telespectatori. Nimic. Pot foarte multe lucruri, știu asta despre mine. Am văzut oameni care apar odată la televizor și nu mai știu să meargă pe stradă. Eu mi-am păstrat tot timpul naturalețea, cred lucrul ăsta. Îmi pare rău că n-am fost în piața la Obor mai des. Vă spun sincer, am descoperit piața Obor când s-a prăpădit tata. E o poezie. Am stat ore întregi de vorbă cu oamenii acolo, câtă căldură am simțit, dragoste de asta sinceră, cu care m-au înconjurat oamenii care vând la tarabe acolo. Am luat-o și pe mama odată. Foarte frumos. De pe front la emisiunea mondenă. Da. E acolo un regret. E, da. O să fie probabil toată viața. Cum a venit decizia? Când a venit propunerea asta? Când m-a sunat Capatos. Eu pe Capatos știu de 30 de ani. Vrei să mă întreb cu Mondenul, nu? Da. Da. Nu ți s-a părut? N-ai fost închis sau... Nu. Eu cu Capatos suntem doi supraviețuitori. Eu cu Capatos aveam o pereche de pantofi fiecare, luată de toamna până primăvara, și ne duceam pe jos, el de la Casa Presei, eu de la Ziua, stăteam mai, adică lucram mai aproape, la Poliția Capitalei, unde era Nea Fane, care avea fierbător de cafea, să ne facă cafea. Atât eram de săraci și împărțeam un covric pe zi. Săraci. Și în momentul în care Dan a sunat și a venit cu propunerea asta, cu show-ul lui de noapte și așa, a fost un colac de salvare. Iar după aceea, recunosc că mi s-a părut foarte... Erai într-un moment prost? Eram într-un moment în care mi se spusese că sunt prea bătrână să mai fac reporterie la știri. Aveam 30 de ani. Aia a fost. Adică cum adică așa, cum îți spun, cum... Da, ești prea... 30 de ani, gata, nu mai putem să dăm sticlă la știri. Reporterie. Și... Așa am fost salvată, că ce era să vă... Eram acasă și n-aveam de lucru. Asta era realitatea. Facturile veneau și atunci a fost... Nu știu, a fost o chestie naturală, adică nu a fost ceva plănuit. Eu să-l sun pe Dan să zic, băi, dă-mi și mie ceva, că uite, n-am. Că el zice, bă, uite, fac o emisiune, ai văzut? Zic, da. Și hai, nu vrei să vii să facem o de-asta, dar noastră mai râde, mai... Dan e un tip foarte simpat. Zic, bă, da. Și ce crezi, am mers, a fost extraordinar, n-am făcut nimic. Bă, pentru prima oară mă duceam și nu munceam și eram plătită de 10 ori mai bine decât la știri. Crezi că lumea te critică pentru aparițiile astea mondene? Nu mă mai critică, la început. Cu nostalgie mai primesc mesaje așa și le citesc, dar îmi place că unii oameni își amintesc de reportajele mele. Știi? Sau îmi scriu. Uite, am primit un mesaj de la o familie pe care am ajutat-o prin articolele respective în presa scrisă să-și obțină casele naționalizate. Era o familie de boieri. Și mi-au scris acum vreo 2 ani un mesaj foarte emoționant, așa. Mă bucură mesajele astea, dar nu, să știi că eu mi-am câștigat un public aici, fără să vreau, un public puternic care mă iubește. Dar atunci cred că a fost un șoc. Îți aduci aminte comentariile din
primele... Mi-a părut mai puțin de comentariile altora cât de suferința maică-mii, pentru că maică mi-a refuzat foarte mult timp să se uite la aceste emisiuni cu mine. Serios? Da. Mama, nu m-a, îmi spunea tot timpul, dar nu te-am crescut pentru așa, dar refuz să mă uit, dar nu este pentru mine, dar numai așa. Și până când într-o zi, nu știu ce vecină, cum i-a spus cu cuiva, e extraordinară, Mara, am văzut-o aseară, domnule, m-a uns pe suflet. Și atunci mama a decis să mă uit și eu să văd de ce mă felicit atunci ce a mai făcut fiimea, știi? Și a trecut, dar mama vreo 2 ani nu s-a uitat la asta, spunea niște porcării, nu mă... Bine, și acum se uită doar dacă sunt eu, în rest nu se uită, nu e publicul de astfel de emisiuni. Dar asta de-aia am suferit, că mama nu, brusc, nu mai era mândră de mine, nu mă mai lăuda, nu mă mai... Mi-era tristă că deci fac a fost asta. Suferința ta atunci. Da, din cauza asta că ai mei, tata mai puțin, că tata era... Dar maica mea fiind și un critic extraordinar și eu tot timpul mi-am dorit să pot să fiu ca mama, n-am cum să fiu. Mama nu e născută pentru vremurile astea, mama este un om cu o demnitate și o coloană vertebrală cum nu cred că... Voi putea fi și eu vreodată sau depinde unde ne duce viața.